Astă seară vom afla care este românul care primește acest trofeu și odată cu el cele 3 miliarde de lei pentru a-și continua opera și a-și o potența. Îl invităm pe scenă. Așadar, alături de noi. Doamnelor și domnilor, laureatul premiului de excelență al Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României pe anul 2007-2008 se atribuie inventatorului român Justin Capră. Domnule Capră, vă rog să poftiți, să primiți din mâinile excelenței sale, domnul președinte al Academiei Române, trofeul și însemnele premiului care vi se cuvine. Doamne ajută!